Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt ce am cumpărat eu de la Lidl. Nu știu exact când o să postez acest filmuleț, în orice caz cumpărăturile le-am făcut sâmbătă 25 iulie, dar probabil că vor mai trece câteva zile până o să editez filmulețul și până o să am timp să îl uploadez. Dacă sunteți interesați ce am cumpărat eu de la Lidl, pentru că știu că ne place tuturor să mai tragem cu ochiul în coșul de cumpărături al celui de lângă noi, deci dacă vreți să vedeți ce am cumpărat eu sâmbătă de la Lidl, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Ca de obicei, am pus toate cumpărăturile în bucătărie, le-am înșirat aici pe blatul din bucătărie. Nu sunt foarte multe, de 111 lei. Practic, cumpărăturile alimentare au costat 100 de lei pentru că am luat niște măști, două măști care au fost 15 lei, măști reutilizabile. Și acesta este bonul, 111 lei, să mă credeți pe cuvânt, cumpărături făcute în data de 25 iulie. Astăzi nu am luat nimic congelat, așa că nu mă grăbesc foarte tare să le bag în frigider. În primul rând am luat o cutie cu gălbiori proaspeți, o cutie de 400 de grame. Gălbiorii ăștia sunt cele mai bune ciuperci care există și o să-i fac foarte, foarte simplu, prăjiți doar cu puțin ulei, cu sare și eventual un pic de smântână deasupra, dar smântână o adaug doar atunci când îi mănânc. Apoi am luat 5 știuleți de porumb să îi fierb. Este prima dată când cumpăr porumb pentru fiert anul acesta. 1,99 € a fost un știulete de porumb și cred că o să-mi las 3.000 și 2 o să-i duc lui taică-meu. Apoi am luat 2 morcovi și o varză. Din morcov și varză o să fac o salată coleslaw. O să vă las și rețeta pentru că este o salată delicioasă, care place tuturor, este o salată răcoritoare de vară și merge să o mâncați și așa goală și alături de un pic de cărniță, un pic de friptură sau un cârnăcior fript. Și apropo de cârnăcior fripți, am luat două pachete din astea de cârnați Thuringer. Sunt niște cârnații germani, ăștia care sunt așa albi la culoare. Erau la reducere, am luat două pachete de 200 de grame, văd că are un pachet din ăsta, sunt varianta bio. Dacă nu erau la reducere, nu cred că luam din ăștia, cred că luam din aceia obișnuiți. Nu știu de ce i-au pus la reducere, pentru că văd că expiră abia în 23 august. Mie îmi plac foarte mult cârnăciorii ăștia germani, albi, care nu seamănă deloc cu cârnații noștri care au foarte mult usturoi. O să-i prăjesc pe toți deodată, nu sunt așa foarte mulți și sunt și foarte micuți, după cum se vede. Îmi place să-i mănânc și calzi, atât calzi cât și reci. Mai ales acum vara merg foarte bine și reci, cu un pic de muștar sau, după cum spuneam, cu o garnitură de salată coleslaw. Am luat apoi un borcanel de pesto rosso. Este tot cu foarte mult busuioc. Eu folosesc des la paste acest pesto și era, mi se pare, la promoție, cred că de-aia l-am luat, pentru că mai am în frigider, dar am văzut că are un termen de expirare destul de încolo, adică abia în luna iunie 2023, deci o să stea mult și bine în frigider, că nu se strică. Două borcanele de smântână, iau smântână din asta cu 12% pentru că este mai ușoară, este mai light, nu e așa de gras, așa de grea ca și smântâna aia cu 25% grăsime. Îmi place foarte mult. Îmi place să o mănânc și așa goală pe un pic de pâine prăjită. Mi se pare chiar mai bună decât untul. Pentru sandvișuri de dus la serviciu am luat un pachetel de salam ardelenesc. Îmi plac foarte mult salamurile astea de la Cămara Noastră, de la firma asta Cămara Noastră. Pachetul ăsta are 100 de grame. Și mi se pare că au un preț foarte bun salamurile astea feliate. Nici nu mai trebuie să le cureți de coajă, nici nu mai trebuie să te chinui să le tai subțire. Și este o variantă foarte bună pentru gustarea de dimineață de la serviciu. Pentru gustare, pentru micul dejun, practic, pentru că acolo iau micul dejun. Și tot legat de serviciu, am luat un pachet de grisine.
Grisine pe care le mâncăm, spun le mâncăm pentru că eu și colega mea obișnuim pe la ora 2, deci pe la ora 2 la amiază când ne apucă o foame de murim, nu mai avem răbdare să ajungem acasă, trebuie să luăm o gustare și atunci de foarte multe ori cumpărăm grisine când eu, când ea și le mâncăm împreună. Sunt practic un fel de pâine uscată, dar taie foarte repede foamea și ne satisfac foamea până ajungem acasă. Am luat și un pachetel de brânză feta de câte grame? De 200 de grame. O să fac o salată grecească. De fapt, cam de 2 ori pot să fac salată grecească. Eu, pentru mine, pentru o persoană, folosesc la o porție 100 de grame de brânză. Mai am încă măsline negre din alea bune, bune, originale, făcute de casă, puse într-o saramură sau marinată, nu știu exact cum să-i spun, aduse chiar din Grecia, pe care mi le-a cumpărat Cristina de la o tipă care e grecoaică sau socrii ei sunt greci sau cam așa ceva și sunt chiar niște măsline excepțional de bune. Am acum roșii de casă, am luat feta, mai am măslinele alea grecești și o să fac de 2 ori salată. Și ce am găsit acum pentru prima dată la Lidl, eu nu am mai văzut până acum să fie somon norvegian afumat mărunțit în ulei. Am descoperit risotto cu somon când am fost la mare la sfârșitul lunii iunie. Am mâncat la o terasă un risotto cu somon și pe urmă am încercat să recreez rețeta acasă și mi-a ieșit destul de bine, nu chiar atât de bun ca cel de la restaurant, dar probabil cu timpul o să mă specializez. Și mi s-a părut că somonul ăsta este foarte potrivit. Avea și un preț bun, parcă 6 lei a fost un pachet de ăsta de 100 de grame. Este gata mărunțit și numai bine depus în risotto. Am văzut că și ăsta are un termen de garanție destul de încolo, în 28 august văd că expiră. Deci până în 28 august o să fac de 2 ori risotto. O să vă las și pentru acesta rețeta. În filmulețul cu ce am mâncat azi, parcă am filmat acea rețetă. Un pachet de 100 de grame, eu zic că ajunge cam pentru 3 porții medii sau 2 porții foarte mari. Dar eu dacă îmi fac pentru mine cam de 3 ori mănânc risotto cu somon dintr-o 100 de grame de somon. Și înainte să trec la dulciuri, o să vă mai arăt doar maioneza aceasta, sosul remulat pe care îl cumpăr, de fiecare dată îl cumpăr și recumpăr. Folosesc sosul acesta atunci când fac salata coleslaw, dar nu numai, și pentru ouă fierte amestecate cu un pic de sos din ăsta și iese o gustare excelentă. Este la un preț foarte bun, este un fel de maioneză care are arome de ierburi și vă recomand să încercați pentru că are un gust delicios. Așadar, să trecem la dulciuri. Mi-am luat o sticlă de sirop de zmeură. Îmi place foarte mult aroma de zmeură la sirop și pe locul 2 este aroma de vișine. Deci siropul de vișine și siropul de zmeură sunt preferatele mele. Era și de soc, însă socul nu îmi place chiar atât de mult. Un pahar cu sirop făcut cu apă minerală și cu cuburi de gheață este plăcerea mea vinovată din aproape fiecare zi de vară, mai ales atunci când este caniculă și când vii foarte încălzit de afară, un pahar cu sirop aromat este delicios. Mi-am luat și niște stafide în ciocolată, în ciocolata măruie. Îmi plac atât de mult stafidele sub orice formă, știu că au foarte multe calorii, dar îmi plac și în ciocolată și fără ciocolată și stafide brune și galbene și de toate felurile. Erau și stafide învelite în ciocolată albă și abia m-am abținut să nu cumpăr 2 pungi, dar am zis că totuși nu e cazul să fac excese. Și fiind săptămâna orientală, sau nici nu știu ce săptămână era la Lidl, am găsit un rahat cu nuci. De fapt, aici pe spate scrie că este cu fistic, cu alune de pădure și migdale. Deci probabil mai multe tipuri de nuci. Noi când spunem nuts în limba română ne gândim la nucile noastre tradiționale pe care le găsim în nucii care cresc în grădinile noastre, dar de fapt nuts este un termen generic pentru mai multe feluri de nuci. În cazul acesta, fistic, alune de pădure și migdale. Adevărul este că dulciurile turcești
sunt cele mai bune din lume. Nu cred că există vreo țară care să îi egaleze pe turci în ceea ce privește deserturile, dulciurile. Eu numai când mă gândesc la baclavale și la sarayli, la kataif, nici nu mai zic de plicomigdale, dar și rahatul ăsta obișnuit, simplu, chiar dacă nu are nuci, îmi place foarte mult. Cred că turcii sunt pe primul loc în lume în ceea ce privește deserturile. Eu dulciuri mai bune decât cele turcești nu am mâncat nicăieri. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, pe care l-am cumpărat, sunt niște măști, un set de două măști reutilizabile, deci care se pot spăla. Au fost 15 lei măștile astea și sper să fie comode, să nu mă jeneze după ureche dacă le port foarte mult timp, foarte multe ore, pentru că la serviciu aproape tot timpul trebuie să stau cu masca pe figură, având program cu publicul. Așa arată măștile. Sunt foarte elastice. Și nu știu dacă vedeți, este un fel de material asemănător cu dresurile de damă, cu ciorapii de damă, însă mai gros. Asta este partea din interior. Oricum scrie că trebuie să le speli înainte de prima utilizare. Și ce mai scrie pe ambalaj? Nu este adecvată în scopuri medicale, clar că nu, sau ca echipament de protecție personală. Păi dacă nu e adecvată ca echipament de protecție personală, după ce să le mai purtăm? Ei, oricum sunt sigură că stropii de salivă cel puțin îi oprește și să vedem acum cum o să funcționeze. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Sper că vi s-a părut interesant și mai ales sper că v-am inspirat în a face cumpărături. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Iar dacă mă urmăriți și pe Instagram, pe contul ioanaspune.ro, m-aș bucura foarte, foarte tare. Până data viitoare, vă doresc numai bine și cumpărături cu spor!